După cazul Ralucăi Tulic, tânăra de 17 ani care a decedat subit în secția de ORL și în cazul Rovinăreanului diagnosticat greșit de medicul dermatolog Liliana Constantinescu, o a treia familie din Târgu Jiu acuză medicii că nu-și fac datoria. Se pare că o bătrână care a fost adusă la spital pentru o transfuzie de sânge a intrat în comă. Familia dă vina pe medicul de la reanimare care nu a investigat-o așa cum trebuie. Trebuia să se ia o analiză hematocritică ca să poată dacă necesarul este suficient sau mai trebuie administrat. S-a băgat și s-a ridicat hematocritul la 46, iar hemoglobina de la 8 la 14, aproape valori duble. La ora 13, mama a fost lăsată de părere după ce i-am dat să mănânce în stare clinică sănătoasă, vorbind cu ea și la orele 7-19, întorcându-ne să-i dăm să mănânce, am găsit-o în comă. Asta este, de fapt, nu altceva decât calitatea serviciilor medicale asigurate de către Serviciul Terapie Intensivă de la Spitalul 700 Târgu Jiu. Era foarte liniștit, asta cu noi de vorbă. Ora 13. Da. Și când am venit acum seara, am găsit-o. E foarte liniștită. Dar de ce? De ce a ajuns în stare? Serviciul Terapie Intensivă nu și-a făcut treaba. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, de-aia era foarte bine că n-am plecat noi. Foarte bine era, liniștit. Poftim? V-au sunat să vă anunțe că nu, e în comă? Nu ne-a sunat nimeni. Familia este decisă să facă și o plângere la Colegiul Medicilor. Acum să vedem pe cine face responsabil serviciul ATI de la Spitalul 700 pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Vii sănătos și pleci mort. O să reclamăm pe medici, cadrele medicale? Cu siguranță. Medicii care au examinat pacienta susțin că aceasta avea mai multe probleme de sănătate și au făcut tot ce s-a putut pentru ea, dar cu toate acestea a intrat în comă. Rudele sunt nemulțumite de tratamentul făcut. Dar nu știu de ce, pentru că i s-a făcut tot ce trebuie într-o unitate medicală spitalicească cum este Târgu Jiu. Și conducerea spitalului a încercat să dea o explicație familiei, ținând parte medicilor și lăudându-i cum că ar fi cei mai buni specialiști. Dacă ce vrei să facem minuni? Minuni, eu nu sunt Dumnezeu. Nimeni nu ne-a anunțat cu nimic. Doamne, nu suntem Dumnezei, suntem doctori. În primul rând, dacă am fi Dumnezei, n-am mai murit noi doctorii. Nu faceți altceva decât să ne omorâți dumneavoastră pe noi.